Auzi, crezi că o să dăm și de prechindel pe la școală? Îți dai seama că da. Păi, poate nu o să picăm în aceeași grupă, poate o să fie ca la școală. Clasa 0 de dimineață, noi după ei. Știi bine că aici vârsta n-are nicio valoare. Suntem repartizați în funcție de aptitudinile pe care le avem. Eu sper că nu. Dar dacă, și mă repet, sper că nu, dar totuși dacă picăm cu el în grupă, mă gândesc să ne revanșăm de faza cu scrisoarea de admitere din toamnă. David, eu m-am cam plictisit de toată povestea asta. Nu putem recunoaște că puștul ăsta e bun și, până la urmă, vârsta chiar n-are nicio importanță. Poți să ai 6 ani și să fii mai bun decât unul de 14 ani. La fel și noi, putem avea 14 ani și să fii mai bun decât un detectiv de 30 de ani. Și până la urmă, de ce atâta competiție? Înțeleg, te-ai trezit cu chakrele aliniate azi, cum vrei tu. Dar să-mi spui dacă pici în echipa adversă, să pregătesc ceva frumos și pentru tine. Mă ameninți cumva? Oh, nu, vai. Doar te întrebam. Felicitări pentru admitere și bine ați venit. 100 de copii au primit invitații pentru admitere, dar doar 40 dintre voi ați fost admiși. 6 vă aflați în această cameră. Și pe calea asta vreau să vă felicit. Dar nu răsuflați ușurați, treaba acum începe. Pentru cine nu mă știe, eu sunt detectiv Andrei. Am înființat această școală pentru că am nevoie de ajutorul vostru, pentru că nu mai fac față cu cererile din piață. Am nevoie de voi să fiți în număr cât mai mare și împreună putem pune la punct lucrurile. Aceasta nu e o școală obișnuită. Eu nu vă țin prelegeri, nu trebuie să scrieți după dictare cuvânt cu cuvânt și în niciun caz nu am un catalog să vă pun absențe. Dar aici avem cursuri. Iar primul vostru curs se termină în următoarele 30 de secunde. Ce? 30 de secunde? Principala grijă a unui detectiv este să găsească indicii. Indicii pe care trebuie să le caute în cele mai ascunse locuri. Am o activitate pentru grupul vostru. Aveți 3 ore la dispoziție să găsiți o broscuță. 3 ore? Numărătoarea a început. Baftă! Ce? Ce tare! Hai să mergem! Hai, hai, hai! Stai! Unde să mergem? Mai întâi trebuie să ne gândim la o strategie. Adevărat! Mai întâi planul, iar apoi elan. Are dreptate. Ar trebui să mergem într-un parc. Care este cel mai apropiat parc? În parcul Tineretului e iarba de 1 metru. Ne va lua un an să găsim o broscuță. Ai dreptate! Ar trebui să mergem undeva unde iarba este mică. Perfect! Hai să mergem! Trece timpul, trece timpul! Stai! Unde să mergem? Mai întâi trebuie să ne gândim la o strategie. Nu avem nevoie de plan dacă ești tu cu noi. Noi ne știm de mult, iar superputerea Andrei este improvizația. Oriunde suntem, găsești cele mai bune idei în câteva secunde. Am o idee. Cel mai bine pentru o echipă este să se cunoască bine. Superputerea mea, inteligența. Dezleg orice puzzle și orice mister. Deși încă nu am putut dezlega misterul legat. Ce caută un copil de 6 ani cu noi în grupă? Eu sunt foarte bun pe matematică și informatică. Matematic vorbind, șansele ne cresc dacă facem mai multe echipe. Adevărat! Probabil chiar acum a dat aceeași temă unei alte grupe. Toată lumea va căuta același lucru. Noi 3 și voi 3? Dacă și voi vă cunoașteți, e mai simplu așa, nu? Da. Noi mergem în pădure. Iar voi în parc. Pot să vin și eu cu voi? De ce vrei să vii cu noi? Gata cu poveștile, avem treabă, haide! Ne auzi la telefon, cine găsește primul sună. Ei, se pare că va trebui să lucrezi singur. Oare o să fii descalificat? Ce dezamăgire! De la bursă la descalificare! Uite, du-te acasă și uită-te la niște desene. N-ai nicio șansă să reușești aici. Hai, David, ajunge. Am fost rău, nu? Scuze. Uite, singura ta șansă să reușești este să pui mâna pe o carte magică care îndeplinește dorințe. Dar nimeni n-a reușit să facă asta. Cartea e invizibilă în bibliotecă. Am o idee.
magia pe care trebuie să fac ca să reușești în primul an de școală, ai nevoie de un melc, o urechiușă roșie, un țânțar, o frunză de păpădie și o corcodușă. Ne-a dat poza asta, o poză, nu mai simt bine cum se numește. La ce mă ajută să știu cum se numește? Doar nostri și-mi răspunde. Ia dă-mi și mie poza. Mă gândesc, ce voce ar avea planta asta când ne-ar răspunde? Eu sunt, cine mă strigă? Vai, ce plantă verde și ciudată sunt. Are frunzele astea lungi. N-are cum să aibă vocea așa de grosă. E așa, firavă și subțire. Sunt o plantă firavă și subțire. Cum te cheamă? Măi, e adevărat că frunza de rucola și cea de păpădie seamănă mult. Dar nu avea cum să ne ceară rucola. Suntem în România. De unde rucola? Din salată, da. Crezi că detectivul ne punea să aducem o frunză din salată de la magazin? Poate asta era ideea, să identificăm noi așa zisa probă. Să aflăm ce frunză este. Poate dificultatea nu stă în a găsi planta, ci în a o identifica. Smart! Ar trebui să facem rost de ambele imagini și să le comparăm. Am găsit imaginea cu frunză de păpădie. Nu găsesc cu rucolă. Cineva să dea fuga repede la calculator și să printez. Hopa! Avem un încerpăzitor! Foarte ciudat. Cine ar vrea să ne ajute și de ce? De ce contează? Ziceți și voi mulțumesc și la treabă! Mulțumesc! Unde sunt celelalte două poze? Aoleu, dar seamănă prea bine. Nu cred că ne ajută la nimic. Ba da, atenție la detalii! Nu uitați că proba asta fix pentru asta este. Să ne dezvoltăm atenția la detalii. Eu mi-am dat seama deja, dar nu vă spun. Ca să învățăm cu toții ceva, ar trebui fiecare să gândească pentru el. E mai subțire. Frunza de rucola e mai ascuțită așa și mai subțire. Da, așa mi se pare și mie. Dar nu trebuia să ieși cu voce tare. Nu toți s-au prins. A, v-ați prins. Bravo! Și acum, ce facem? Unde găsim rucola la ora asta? Are dreptate! Este weekend! Ghici ce-am luat pachet! Salată! Yay! Gata! Yay! Dar nu găsesc niciun merc. Deci, te rog eu frumos, Robert, să termin cu negativismul ăsta. Nu m-a mai plouat de lună. Nu sunt negativist, vremea e prea pozitivă.
prea multe grade, prea mult soare, prea puțină umiditate să scoată mergi la plimbare. Deci, vă mai explic o dată. Dacă gândiți negativ, nu o să ajungeți nicăieri. Cu tot respectul, eu nu cred în chestiile astea. Numai eu știu de câte ori credeam că o să pic testul la mate, dar am luat notă de trecere. Ce norocoasă! La mine a fost fix invers. Dar aș vrea să cred. Totul ar fi mai simplu așa. Așadar, nu e adevărat că nu o să găsim cochilia de melc. Of, nu! Creierul nu înțelege nul. Trebuie să formulezi pozitiv. Vom găsi cochilia de melc. Vom găsi cochilia de melc. Atitudine, mai cu atitudine, cu încredere. Vom găsi cochilia de melc. A funcționat! Plouă! Iasmin, ce faci? Uite roșile. M-am gândit că cât timp voi vă dați cu părerea, n-ar striga și puțin acțiune. Adică ai tu de gând să păcălești mergii că plouă. Umbrela pentru ce? M-am gândit că nu plouă prea des cu soare. E pentru atmosferă. Să fie mai credibil. Și tunetele la fel. Sper doar să nu-i sperie. Melcii nu auzi. Ești sigură? Absolut. Vă sfătuiesc să vă documentați și voi de acum înainte despre individul pe care îl urmăriți. Sau individa. Melcii sunt hermafrodiți. Ei nu au gen feminin sau masculin. Ce interesant. Foarte interesant. Dar cu ce ne ajută pe noi să știm asta? E important să avem cât mai multe informații ca să le putem folosi atunci când avem nevoie. Acum, din tot ce am citit eu despre ei, le plac locurile umbroase, umede, preferă lemnele și pietrele. Deci ceva tot am făcut bine, nu? Da, bravo! Acum, că tot știm asta, haideți să-i facem un loc în care să-l atragem. Ok, eu aduc lemnele, tu pietre, tu umbre stropitoarea, tu frunzele, iar tu caută un copac umbroros. Ok, să mergem. A, da! Și aici să le aduce. Niciodată nu întârzi. Aici a ajuns prea târziu. Toată echipa a plecat. Poftim? Cât e ceasul? E fără un minut. E prea târziu pentru tine. Adică? Adică noi ne-am hotărât unde mergem și tu nu știi. N-ai nimic, îți spui tu acum. Sau nu? Uite ce, mie mi se pare că ești chiar simpatică. Și am auzit că ești și talentată. Mulțumesc și drăguț din partea ta. Of! Îmi faci să-mi fie greu să-ți zic. Colegilor de echipă le se pare că ești prea cu capul în nori și au decis să ne facem treaba fără tine. Îmi pare rău, mă duc să ajung din urmă. Pa, Delia! Of! De ce n-au vrut să-mi ia și pe mine? Credeți că râde de noi? E posibil ca detectiv să facă toată treaba asta să râde de noi? Sunt sigur de asta. Mă așteptam să ne ceară să aducem prima monedă românească,
sau o piatră de pe vârful moldoveanu, sau o șopârlă. Taci că mi se face frică! Frică? Un detectiv fricos? Logic, frica e umană, toți oamenii o simt, chiar și detectivii. De fapt, sunt sigură că frica e și super umană și super eroi simt frică. Vrei să zici că Batman simte frică? Normal! Supereroi nu sunt supereroi că nu simt frică, ci pentru că știe cum să se descurce cu ea. Adevărul e că și pe mine mă ia un pic frica atunci când mă gândesc la șopârle. Vezi? E perfect normal și nu uita că frica e de fapt un mesaj. E periculos. Ai grijă, uneori e bine să asculti și să te retragi. Așa e! Acum nu simt nicio frică față de această misiune și nici nu vreau să mă retrag, dar chiar cred că nu avem mari șanse să o îndeplinim. Nu! E prima noastră zi de școală și nu vreau să începem cu stângul. Eu sunt stângaci. Scriu cu stângacele dacă începem cu stângul. Hai că ai înțeles ce am vrut să spun. Nu ne întoarcem până nu ne îndeplinim misiunea de a prinde în captivitate un mare... Țânțar. Da, țânțar. Teoretic suntem unde trebuie, dar cred că suntem cam prea îmbrăcați ca să atragem un țânțar. Trebuie să plecăm mânecile! Îl aud! Și eu! E lângă mine? Da, cred că m-a pișcat! Nu mai te scărpina, că o să fugă! A fugit! Cred că e la mine! Păi chiar crezi că este un sigur țânțar aici? Nu, doi sunt la mine! Doi? Doi? Avem nevoie doar de unul! Păi să nu se simtă singur, până ne aducem înapoi! Uitați-vă cât de tare m-am ciupit, nu se umbla mâna! Uite! Da, și pe mine sunt așa de nervos. Da, și pe mine. Și la mine. Și eu, ia uite, sunt așa de nervos. Ia uitați-mă. Eu pe mine m-am pișcat mai rău decât toți. Hei, dă-mi-le înapoi, sunt ale mele. Ar trebui să ai mai multă grijă. La câte lucruri am auzit despre tine, nu credeam că poți să le ai atât de ușor. M-am ascuns prea bine până să vin aici. Toți sunt în misiune. Așa e, toți sunt în misiune. Pe mine nimeni nu a vrut să mă ia. Îmi pare rău. Ajută-mă să strâng toate lucrurile și totul se va rezolva. Ce idee tare! Cum ne dăm seama dacă fructul pe care îl găsim e comestibil? Detectiv ne-a zis să-i aducem un fruct comestibil, rupt direct din copac. Deci mă gândesc că-i aducem un fruct cunoscut, nu? Unde vrei să găsim un fruct comestibil, rupt direct din copac luna asta? N-a zis copac, deci poate fi o căpșună, o mură, afine, mure. Crezi că astea cresc aici? Hai copii, veniți cu mine, în livadă e tare bine, ne așteaptă fructele toate să le mâncăm pe săturate. Cineva a mâncat deja un măr stricat. Mi-am amintit de poeziile mele de la grădi, mi-e dor de grădi. Acolo în fiecare toamnă mergeam într-o livadă și culegeam fructe. O livadă? Unde? Unde era livada? Mai ai numărul educatorului sus să întrebi. Scoateți telefoanele și căutați pe internet ce live sunt în București. Mergeam mult cu autocarul, era excursie de 2 zile. Atunci rămânem la ideea mea. Scoateți telefoanele și căutați pe internet ce live sunt în București. La ora asta traficul e mare. Facem 2 ore de aici până oriunde am vrea să ajungem. Zic să încercăm în pădurea asta. Trebuie să fie un fruct. Ce fructe se fac luna asta? Am fost ieri cu mama la piață și am văzut căpșune, prune, struguri. Struguri galbeni, struguri aurii, roșii, negri sau brumării. Ia coptăm nasul să zâmbi, haideți să-i mâncăm copii. Ba mai bine să nu-i mâncăm. Și hai să ieșim din magia grădiniței, că avem nevoie de ajutor. Of, bine. Adio copilărie. Am treabă de oameni mai. Plecăm doi câte doi să găsim fructul? Ar trebui să știm totuși ce fructe încercăm să identificăm. Sau ne uităm după orice seamănă cu un fruct. Îl luăm și-l analizăm? N-aș vrea să rupem degeaba. Haideți să fim mai prietenoși cu natura! Dacă s-ar arăta și mai prietenoasă cu noi, ne-ar arăta un fruct și nu am mai deranja-o. Ai auzit? Ăsta e cumva un corcoduș?
Corcodușe! Carla, îmi dai și mie o corcodușă, te rog? Vrea și cineva o corcodușă? Păi am vrea, cred că sunt mai multe. Uite. Ia, uite. Ia, vrei o corcodușă? Mulțumesc. Cine mai vrea? Vrea și o corcodușă. Am găsit una mare. Vrei să o vedeți? Da, da. Poți să o vedeți? Ia. Ce mai vrei? Da. Atât de bune. Uite. Vrei? Mâncate sunt descrăturate. Ce bune au fost! Cea mai gustoasă cremă! O să-i mulțumesc lui detectiv! Chiar mi-aș mai dori să mai avem așa! Dar... Am golit copacul! Mai, sper că nu le-am mâncat pe toate! I-a mai rămas cuiva vreo corcodușă? Mie nu! Fiecare echipă are de găsit un fruct, o piatră, ceva din natură. Noi avem de adus o urechiușă roșie. Sigur nu e vorba de urechiușă. Trebuie să ne dăm noi seama care e treaba. Știți ce? O așteptăm pe Miruna. Ea este foarte pricepută în plante. Părerea mea e că e vorba despre o plantă. A, da, este vorba despre o floare, urechiușa și oricelului. Coada și oricelului, nu urechiușa. Urechiușa ursului. Da, că ursul are urechiușe, nu ureche de un metru. Așa se numea și planta, talpa ursului. Da, iar acum orice nume de plantă îl știu, îmi vine în minte, e cu urechiușa. Salut! Salut! De ce ți-a luat atât de mult să ajungi? Un coleg din același an cu noi, David, m-a oprit să-mi spună că obiectele celorlalți au fost furate și că noi vom păți la fel. Credeți că e un test? Detectiv le fură ca să vadă dacă ne facem bine treaba? Sunt cam multe teste pentru o prima zi de școală. Da, iubi, cumva ți-a zis un coleg nou ceva și tu l-ai crezut? Nu, nu l-am crezut. Am vorbit cu colegii să verific. E adevărat. Deci trebuie să avem mare grijă. Nu vreți mai bine să-l căutăm pe cel care face asta? Mai întâi ne ocupăm de plantă. Lasă hoțul, ne ocupăm după de el. Zine că știi ce plante e, care e numele oficial? Păi ne-a cerut exact numele oficial, nu v-ați dat seama? A zis să aducem urechiușele roșii, ciupercile care se lipeze copaci în această perioadă anului și se numesc urechiușele roșii. Cred că din tema de azi ar trebui să învățăm că unele indicii sunt foarte simple, nu trebuie să le căutăm prea departe. Împărțim pădurea în cadrane orare. Aici e ora 12, aici e ora 6. Eu caut de la ora 12 la ora 3, iar tu cauți de la ora 3 la ora 6. Eu caut de la ora 6 până la ora 9, iar tu cauți de la ora 9 până la 12. 4 km. Hai! Știu că e greu de crezut și nu mă mândresc prea tare să recunosc, dar echipa mea și-a făcut toată treaba. Am identificat piatra pe care ne-a cerut-o, dar aceasta ne-a fost furată. Ce? Da, într-adevăr, nu produce foarte multă încredere când un detectiv spune că i-a fost ceva furat. Oh, știm asta, dar astăzi chiar ne-am concentrat pe tema de la curs. Nu ne-am gândit nici o secundă la așa ceva. De asta e regula numărul 1, să fii mereu în gardă. Salutare! Bună ziua! Deci, toată echipa mea se ceartă și nu am cu cine să colaborez. Vreau să știu adevărul. Dumneavoastră ați făcut-o sau cine este prichindel? Poftim? Tuturor echipelor le-au fost furate obiectele și jumătate din echipa mea zic că dumneavoastră ați fost. Ca să ne testați, este adevărat? La asta nu m-am gândit. Dumneavoastră ați fost? Nu, și ce-i cu prichindel? Păi tocmai ce un băiat de la prichindel din echipă a zis că nu prea vrea să participe la acest proiect și că a fost văzut cu niște obiecte la copacul mare. Ce? De ce ar face prichindel asta? Eu zic să mergem să verificăm.
Dar ce ar putea face cu obiectele noastre? De ce să le fure? Nu am nici cea mai mică idee. Ați găsit ceva? Lăsați-mă să ghicesc. Nu! Da. Eu am văzut-o în poze. Arată oribil. Broască oribilă de pădure! Uac! Tu ai răspunde dacă te-aș striga. Băiat! Va avea și ea un nume. Oh, vai, ai dreptate. Of, ce ne facem acum? Eu zic să-ți cer scuze. Dacă s-a supărat pe tine, sigur n-o să fie de acord să vină cu noi la o scurtă plimbare. Ok, așa o să fac. Promit, o să-mi cer scuze imediat ce văd. Mă bucur că voi vă distrați, dar eu vreau să-l impresionez pe detectiv în prima zi de școală și cred că o să mă țineți pe loc. Dacă detectiv ne-a cerut să-i aducem o broască roșie de pădure în 2 ore, ei bine, eu una o să-i aduc într-o oră. Eric, avem în ce să o ținem? Da, i-am găsit o căsuță în care am pus tot ce are ea în mediul natural. Piatră, lemne, frunze. Să vă simți ca la spa. Important e să reziste până când o ducem la detectiv. Și pe urmă, drumul înapoi la ea acasă, natură. Rezistă sigur. Bun, după cum ziceam, nu vreau să mă țineți pe loc. Ne împărțim în 2 echipe. Eu, Eric și Cristian, mergem în partea aceea. Voi în partea cealaltă. Ne întâlnim aici în 30 de minute. Nu avem nevoie de mai mult timp. Hai pa! Hai pa! Deci, ce știm despre broasca de pădure? Păi, are cam 6 cm, picioare lungi, spatele verde și botul ascuțit. Face sărituri mari, de până la 2 metri. Dacă o vedem, ar trebui să o înconjurăm, să facem un cerc cu raza de 2 metri. Perfect! Dacă are spatele verde, ar trebui să o căutăm într-un loc verde. Cu iarbă proaspătă, să o găsim ușor. Dacă vedem și o baltă lângă un loc cu verdeață, acolo e, vă zic sigur. Haideți mai repede! Sofia! Meditez. Îmi activez intuiția să găsim mai ușor broasca. Sunt sigură că o să o găsească, Patricia. Nici nu știu de ce ne mai chinuim să o căutăm. De ce ești așa de sigură? Doar pentru că Patricia are încredere în ea. Asta nu înseamnă că trebuie să-ți o pierzi tu pe a ta. Nu e vorba că n-am încredere, dar pe noi broaștele sunt supărate că le-a vorbit Ianis urât. Da? Păi dacă broaștele sunt supărate pe mine, eu nu mai continui. Duceți-vă voi! Eu mă așez! Foarte bine! M-am plictisit! Iac! Cireșe stricate! Eu când ți-am zis, se răzbună! Răzbunarea broscuțelor! Hai să te ajut! Ianis, pe bune și asta! V-am zis, cel mai bine era să stați liniștiți, nimic rău nu ți se poate întâmpla. Hai să fii, ajută-mă, te rog. De ce mă tragi? Am găsit-o. Voi sunteți ok? Da, nu! Am găsit broasca, uite-o. Niște cireșe stricate. Să-l punem aici? Nu, hai mai bine să-l punem aici, ca să nu se spargă sau da. Ceva. Vreau să o punem așa? Nu, hai să o punem... Uite, așa e bine! Da. Broasca.
punem mai aproape de ciupercă. Da. Așa. Și ciuperca să o punem aici. Sau să o schimbăm. Hai să o punem uite aici. Da. E bine. Asta așa. Corcodușa o punem aici? Sau să o punem... Corcodușa să o punem aici, că stă bine. Sau... știu, să facem puțin mai mult loc să stea... Să stea aici. Da, să stea aici. Și asta să stea așa. Și puțin mai aproape. Da. Gata, acum totul e pregătit pentru magie. Da. Broască, jucăușă, merg vindecător, ciupercă luminoasă, rucola vindecătoare, corcodușă vie, țânțar de scurcăreț. Adunați-vă puterile să se întreagă toți detectivii din școală. De aici nu mai scrie nimic. Of, atunci zi tu. Ce să spun? Ce-ți dorești? Să nu se mai ia David de mine. Copiii mai mari să se poarte la egal la egal. Și să ne respecte. Să ne salute la școală. Și să fim prieteni. Să fim cu toții prieteni. Da, să fim prieteni cu toții. Aveți nevoie de magie pentru asta. Eu vreau să fiu prieten cu voi. Eu cu Dorea deja suntem prieteni. Da, dar nu toți copiii sunt așa prietenoși ca voi. Numai o magie ne-ar putea ajuta. Noroc că lui Prichindel i-a zis un băiat David de cartea cu magie. Nu e chiar noroc. Bănuiesc o să ne cam dea afară din școală. Și aveți dreptate, îmi pare rău. Bănuiesc că nu o să rămânem în școală după ce am făcut. Dar să știți că am lăsat bilețele în toate locurile în care am luat obiecte. Și am zis și scuze peste tot. Nu am furat, am împrumutat. Of, ai fost o asistentă așa de bună. A fost o plăcere să lucrez cu tine, detectiv Prichindel. David? Detectivel, poți să mă uit un pic la carte? Asta e scrisul lui David. A fost o farsă. Îmi pare rău că școala de detectiv nu v-a primit așa cum trebuie. Dar vă promit că lucrurile nu vor fi așa mereu. Mă ascultați cu atenție? Da. Ca să-ți faci prieteni și să-ți meargă bine în viață, trebuie să respecti legile universului. Bine faci, bine primești. David astăzi a făcut niște lucruri cu o intenție mai puțin curată. Iar lucrul ăsta îi se va întoarce. El de astăzi nu va mai face parte din școala de detectivi. Tu, în schimb, ai fost sincer. Până la capăt. Iar sinceritatea ta va fi recompensată. Data viitoare va trebui să ai un pic mai multă atenție în cine te încrezi. Bine. Ca să-ți faci prieteni și să-ți meargă bine, trebuie să ai încredere în legile universului. Dragii mei, mâine vă aștept la un nou curs. Știu de pe acum cum se numește. Legile universale. Pentru astăzi sunteți liberi. Avem nevoie să aducem ceva pentru mâine? Da. Sufletul deschis.